Salutare YouTube, eu sunt Cristi și înainte de a începe acest episod aș vrea să vă recomand un canal. Este vorba despre domnul Diesel Kid care face clipuri cu diverse jocuri, printre care și Sims 4 și am văzut că se apuce în curând și de o serie de Minecraft. O să vă las deasupra capului meu un link către canalul lui dacă dați click pe acest link. O să vă aduc evident pe canalul lui și în partea dreapta ecranului o să aveți o căsuță cu un clip cu Sims 4 al lui. Dacă o să dați click pe acest clip o să vă ducă la clip, vă uitați, dacă vă place, dați un subscribe, de asemenea linkurile o să le aveți și în descriere pentru cei care se uită de pe telefon sau de pe tabletă. Tipul s-a reapucat de curând, am văzut că are o gamă destul de largă de jocuri, așa că hai să-l ajutăm și pe el cu un subscribe. Salutare YouTube! Salutare, eu sunt Cristi. Bă. Și cel cu râsul de cățea e Dani. De hienă. Și ăsta-i Puf. Bă, băiatule. No, tu ai râs de cățea. Bă. Gata, pușa să filmez. Bă, tu te-ai uitat la videourile mele cumva? Nu, de ce? Chestia asta seamănă destul de bine cu ăla ce l-am făcut eu pentru Kai pe seria mea de Puffsland. Numai că, bine, am eu ceva mai frumos. Ceva mai mult frumos. Ah, păi știi, mai ești, bă. Știi ce am făcut? Am căutat așa. Minecraft. Ăsta, horse. Și formă, barn, ceva genul, nu mai știu cum am căutat. Minecraft, horse barn și am luat prima chestie și arăta cea de genul așa. Și ți-o dat protuberanța asta cu lemne din jungle. Băi... Nu, mi-a vrut eu să folosesc lemne din jungle să mai schimb puțin. Bă, având în vedere că filmez și eu vreau să vă anunț că... Stai că m-am blocat în pământ. What? O să fac multe chesturi. Bă. Odată ca să am destule... Stai puțin, fii atent. Deci vreau să anunț de exclusivitate că scăpăm de Dani. Deci că scăpăm de Dani. Asta a fost un fel de fii prost. Să mă rog, că el are voie să vorbească în video ăsta, dar totuși. Hai, da, lasă-mi și mie coordonatele, bă, ca să știu pe ce parte ești. Ce să facă? Coordonatele, ca să-i... Nu, bine, stai așa. Bă, nu. Minus 16. Ok. De ce era cu 0 cu, 9, 0 cu minus 900, ce pana mea? Bă, nu ți-i bună ferma asta, mă. Minus 900, zici? Tu știi asta, nu? Da, știu. De ce o folosești atunci? Nu o folosesc. Am pus acolo să fie. De ce cât ai făcut-o? Hai că vin și eu, bă, în exclusiv. Ce? Hai că sunt, bă, dobream o... Na, de fapt, știi care-i faza? Mai trebuia un strat. Trebuia să mai pun încă un strat cu sticlă așa și să astup ca să pice ca lumea. Dar mi-a fost lene. Bă, dobre. Da. Am o veste bună. Sunt la 200 și ceva de blocuri de tine. Yeah. Perfect. Perfect, și că perfect. N-o să vină putoarea până aici. Bă, serios acum. De ce nu te duci înapoi, frate? Ți-am golit casa cu apă. Te rog, du-te-n pula la tine acasă. De ce mă știu ce pula ta, what the fuck? Oricum, v-am întrebat ce de-asta, ce nume să punem calului și cum voi sunteți niște oameni foarte originali și foarte cu o foarte, nu știu ce pana mea să zic, deci a zis să se numească Dani calul. Deci credeți-mă că o să fie foarte aiurea când o să-l călăresc pe cal. Eu trebuie să plec, hai că-mi iau lucrurile și plec, hai că... Auzeam și o întrebare, stai așa, înainte să continuăm de faza cu calul. Ia explică-mi tu pe cine ai închis tu acolo, că acum văd că eu de-asta aici. O cheamă Aida și e o găină pe care a căcat-o Bob. A, deci ăsta e Bob. Dă-le Bob, doamne, crede că ne-am ceva... Așa. Bun, Aida, stai așa. Asta mea, dar nu contez. Stai așa, tu ai avut o fostă? Da, bă. Și ce? A pierdut un pariu sau ce? Asta e cam. Fii atent, vină puțin. Uite asta. Ia-ți găina și pleacă. Mă doare fundul. Să mor. Nu mă interesa asta. Să mor tu că ai făcut asta, bă. Nu, avem deja 4. Care? Ți-o eliberez? Stai că îl scop pe Bob și îl duc la mine în cameră. Și eu chiar plimb... Există chestia asta să plimbi așa o găină? Da. What the... Cât ai ratat? Bă, vino și tu. Hai, veniți și voi, vă rog, să mă duceți. Așa. Bun, deci... Veniți, vă rog. O să căutăm un cal negru, așa mai țigan ca Dani.
Și de asemenea unul mai răpciugos, cu foarte puțină viață și vai de mama lui care, care abia să meargă și să nu sară și nici măcar să nu-i dăm o armură ca lumea. O să-i punem decât oșa pe el. Și ăla-i Dani. Mersi, bă. Să moar tu ca lumea chiar a zis asta. Da, a zis să-i punem numele Dani. Știi, gen, să îl căresc pe cal. Da! Uite, frate, cum își spânzură ăsta găinea după el. Bă, da, chiar, bă. Unde mai e, bă, găina? Ah, uite-o. Nu-ți fă griji, mai am două în caz de ceva. Aici, acolo, apărați-mă, bă, că trebuie să duc găina cu bine. Aha. Mamă, cum eu am plecat acasă. Ou. Am găsit un ou și o găină. What? Hai că vin să te ajut, sărămanule. Da, unde e, sau? Dă-te, dă-te, dă-te. Holy shit. E ok, bă, eu mă descurc. Și... Uai, să știți că... Mamă, mamă, ce e aici? Hai, hai. Hai că aproape am ajuns la mine acasă. Stai, ce? Cum adică aproape am ajuns la mine acasă? Ce, a zis că e departe de tine, dar nici chiar atât de departe. Tu știi că sunt de prietenii. Frate, știi că, știi că eu mi-am plănuit deja pe mare departe din zona asta, nu? Bă, cred că mi s-a dus... Ok, hai, dă-i aici. Asta găina ta? Ok, deci... Mersi! Sau asta? Bă! Ai, da, nu, așa se termină și relația cu ea. Asta. Adică a venit unul, a omorât-o și a băgat-o în foc? Uite, poftim, asta e noua ta, Aida. Stai. Ia-o, stai, dă-le asta și ia-o, hai. Gata, ia-i Aida. Încântat de cunoștință. Ok, deci fii atent, Dani. Bă, cel puțin, fii atent. Ce Aida asta? Deci fii atent. Ce... Ce pulpeare. Doamne, deci fii atent, cel puțin 500 de blocuri distanță. Ce pulpeare. Aha. Bă, dar tu... 250. Dar de ce nu stai la acolo unde ai stat? Pentru că vrea să mă frece pe mine la cap în pana mea, ci om. Eu aici am fac un plan și vine el și îmi strică ultimele 6 episoade. 6? Bă! De când te-ai mutat la mine? Unul am făcut și eu ca lume. Bă, ce de aici, de pe aici, mă. Oi, 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 oi. Asta e oaie. Nu, am zis oaia, da, e oaia. Oaia mea. Da, hai să mergem. Bun, deci hai mai departe, mai departe, mai departe, mai departe, hai. Încă câteva sute de blocuri. E, câteva sute... Mamă, ce... Zumba! Nope, nu te vreau aproape de mine deloc. Nope, cât de departe mai posibil. Mai devină înapoi. Îți dau și materiale de construcție mai să pleci la mama dracu. Gata, hai. La mine. Uite, de aici crafting table-ul semnali... Bă, nu, nu-l da! Bă, bă! Motherfucker. Okay. Tu nu hai vezi da. Că lângă tine, mă, capsomanule. Hai, ăsta... Bă, da. Gata, aici stau, bă, nu vă mai duceți, gata, v-am lăsat. Bă, mai hai un pic, dar ce parare te pui așa de aproape de mine, pe bune? Am să aproape de tine. Bă, ce bulangiu. Era cu la de 250 de blocuri și sunt mai departe de 200. Bă, dar ce te-ai plictisit de zona aia veche? E vorbă, e vreau aici, un început, știi că... Aici e deja vorba de bun simț în pula mea. Nu e vorba de chestie. Ok. Știi ceva de genul, hei, uite, prostul ăsta îmi zice că nu vreau să stau pe lângă, hai să mă stau mai aproape, nu, așa da să fie. Hai, nu hai mai să așa să-l fup pe el în cap, că... Hai să lăsăm să moară, că nu știu să mai vină înapoi. Hai să aibă, eu nu mai... Nu, mă, hai mai încolo, mă. Eu nu mai... Bine, bine, hai, duceți-mă, dacă voi vreți, hai, băteți voi joc de sentimente. A, deci tu, deci tu chiar ești țărani și îți faci casa aici. Okay, eu chiar voiam să fac casa acolo bine, și erau două mai hai, că nu-i da, nu vă pasă, nu, sunteți ignoranți, eu... Îți cer de 3 episoade să pleci? 4? Îți dă o săptămâni cam așa. Gândește-te că episoadele alea au fost mai amuzante măcar și... Pot fi amuzante, pot fi amuzante și dacă stai la mama dracu distanță, că vin în vizită, nu-i bai. Îți aduc de mâncare, îți aduc căcaturi să construiești, îți aduc și pe animale. Dacă mi-ai aduce aide, da, uicuțe mai vreau. Bine, îți aduc ouă să-ți faci singur aide, dar să te duci la mama dracu. Adică eu trebuie să stau pe ele ca să le cloci. Nu, mă, le dai de pământ și gata. Trebuie să stai cu ouăle tale pe ouăle lor. Iei ouăle și le dai de pământ, înțelegi? Asta e ideea. Oh, nu schelet! Care ouăle mele? Sau, nu mai înțeleg. Da, bă, iei, îți iei ouăle și le dai de pământ și gata. Ouăletele pe ouăle lor, înțelegi? Uite, o găină, aici, gata, aici să faci casa unei găină asta. Ai văzut găina? Nu e nici o găină da. Acolo, vi se pare. Aici, mă, că e o găină aici. Acum ne uităm în spate și că nu mai e. Mai e o găină aici. Mai e multe, mă. Găina e moartă. Deci nu mă mir. Șoasă, oasă.
Dacă vrei îți dau carnea de la găină. Bă, m-am pierdut de voi, bă. E ok, bă, nu-i nevoie de tine. Hai că v-am văzut. Aici nu-ți place, mă? 15 minute în zonă. Auzi, dar de ce vin după tine? Eu puteam să stau acasă să-mi văd, să-mi văd de treabă. Uite acolo, vezi, sunt niște flori din alea, niște trandafiri sau ce sea. Da, chiar-i văd. Uite chiar, uite chiar îmi place zona asta, e o zonă frumoasă. Ia zi, este la 400 de blocuri distanță, dar nu-i vorba de asta, e vorba că e o zonă frumoasă. Hai să vedem ce e cu trandafirea. Ui, da? Și aici sunt trandafiri. Ioi, mă, aci te punem între trandafiri. Așa, mă strică la arbura. Și mai întâi mă puneți să dau cu ouăle de pământ și după să stau între trandafiri. Au. Nu te simți bine. Aveam și ritualele pe rechiere, că nu înțeleg. Uite, și ai un porc, frate, aici. Da, o să am acum o nouă Aida. Ai chiar doi porci. Wow. Ce mai ai mâncare, nu fii nebun? Am trei porci. Am și eu vreo 10 porci în clasă. Aia nu contează. Mă rog, sunt porci, sunt femele. Scroafe. Scroafe, așa, perfect. Unde sunteți, mă? Avem și noi o scrofeță aici, îmbrăcată în aur. În aur bucat are valoare. Am sabie de aur, uite. Hai, da. Bă, nu uite ce câmpie mea. Fain aici, bă, ești nebun. Mă rog, am cerget-o de la tine, zicesc, bă, dar nu contează că nu o folosei, nu? Hai, lasă, nu contează. Atâta timp cât stai departe de mine, poți să o folosești. Da, m-aș băga aici munte, frate. Uite, un revine. Nu, bă, vine încoace, bă, că e prea fain aici, mă. Se uite, uite pe câmpie ceva de genul și aș avea destule idei pentru toți. Le-aș hai, încoace, mă. Încoace unde, mă? Holy fuck. Nu, mă, aici mă pun. Aici nu, o mă, hai, mă, bă, hai încoace, mă. Păi bag eu, fac un lac artificial și bag piciorul. Fac. Hai la mine, mă, vine încoace. Chiar știu unde ești. Vine la minus 76 cu minus 1500. Îmi plăcea mai mult unde era el. Vine încoace, nu te comenta. De ce? Hai să privești faină. Da. Cât, mă, minus 76? Minus, da, minus 80, hai. Numai dacă mi se duce dracu cu protecția. Scoate-ți armura de pe tine și ne spune să folosești acum. Pe mă omor dacă ești. Capul ăla tău de schelecior, bis. Dacă e să mai au după tine. Bă. Uite pace între trandafiri. Au. Asta am fost eu. Da. Vezi? Nu că tu n-ai așa țintă bună. Bam. Haideți, bă, mișcați-vă fundul. Bun. E imposibil să nu mă vedeți. Minus 70. Așa, în stânga voastră, stânga. De acolo, hai, hai da. Bă, așa, unde hai. Ești, mă, că nu te văd, bă? Gata, îl văd, îl văd, e pe cap, bă, stau, mamă, bă, nu te văd, bă, unde ești, bă? Și eu un șmecher, dacă vine un arcaș și îți fute un andinț, eu o să cam cazi. Bă, unde ești, bă, puf, bă, nu te văd, bă. Unde ești? Nu te văd. Uite ce fain e, și ai acolo priveliște, ai munți acolo în stânga. Dar nu vreau priveliște, eu vreau gagici. Taci, mă, ca și găini și uite câte vaci aici. Da, am bine, atunci, da, ok. Uite, da, îi plac mai mult vacile. Da, exact, vacile sunt mai atrăgătoare, au niște ungere de vai de capul meu. Îmi place să bagi botul. Ai și un lac cu un copac acolo. Am și o întrebare, ai nevoie de clay? Da, nu atinge nimic de aici, că te omor. Bine. Mersi. La ce trebuie clay, mă? Depărtează-te. Este mail, sampana. Depărtează-te la 200 de blocuri de mine. Intri doar când îmi dai câte 3 diamonduri în vizită. Hai de vino înapoi, că tu puți a gunoi. Mamă, cât de repede să știi armura. Să dau cu săpun în tine. O, ce drăguț, ce drăguț. Orice, dar nu-l pune pe mine. Ai lava aici, poți să faci baie. Arunc? Tu ești prost, mă? Be my guest, my friend. Doamne. Ce? Mă, bun, deci aici stai, nu? Bă, e ok, am apă, am lavă, am și gacici. Și ungere mari, e perfect. Hai. Îți facem. Poate dori un bărbat de la viață. Am și carne. Îți facem direct o casă. Eu am uitat să-mi iau mâncare. Ești nebun. Nu e așa că o să mă ajuți, bă, pufsor, să construiesc aici acasă. A? Adică nu, doar eu pun baza, iar tu decât un sfat, dar nu construiești nimic. Vreau eu să fac de unul singur. Ca un neprofesionist ce sunt. Stai așa, mă, să facem aici ceva. Am eu 64 de bucăți de lemn, dacă chiar le storești. Auzi, eu am mai fost până zona asta, dar cine e până zona asta? Că nu cred că am fost degeaba. Nu știu. Tu ești degeaba. Wow, dat glumă. Da, am fost glumă. Dead joke, though. Încă 99 de glumițe și fac o glumă întreagă. Exact. Așa.
No, bun, acum... Ce pana mea vrei, mă, vrei să te bat? Mă, tu taci, bă, acolo. Bă, dacă te prind îți dau o bucată de te... Ia, taci de mură. Ia, te ține să mă omori? Nu. No. Îți dau 10 diamond-uri dacă mă omori. Nu. No. What? Te omor eu pentru 10 diamond-uri. Pentru 10 cuburi de diamond, eventual. 10... Da, chiar o să-ți dau 10 cuburi. Mă rog, ziceam de 100 de diamond-uri. Ok. Bă, vreau să fac un fel de cavernă de aia închisă fără lumină. Vreau să fie opacă, dar să nu se spawneze mobi. Dar n-ai cum să-mi faci asta, pentru că trebuie lumină. Da, gata. Gata. Asta e casa ta. E perfectă. Uite, ți-am pus și un pat. Say what? Stai. Și am nevoie și de... Am nevoie de un, de un loc unde să mă piși. Ia stai. Te piși un lac. Nu. Uite, ca să am toaletă igienică, uite, mă piși și de aici. Sunt ofiș. Ha? Ce zici? Nici nu o să miroase frumos la tine în casă. E ok, sunt obișnuiți și toți sunt obișnuiți cu mine. Da. Ce ai era? Deci gata, o să schimb numele pe Skype, o să spui Dani Pișorcosu. Ce te face să crezi că nu l-am mai avut? Așa. Nu știu. Antufișu nene. Random shit, de asta aveam nevoie pe hartă. Doamne. Gata, ba, antufiș. Și am valoare. N-am șosete în picioare. Antufiș, eu o să mă piș. Antufiș, antufiș. Ar trebui să fie făcut un hit așa și după să apară și o manea după asta. Da. Și antufiș, eu am valoare. Și tu fii și eu, oh, am valoare. Doamne, trece. Ce caut pe pământul ăsta? Ești atât tare. Ce fuci caut eu cu oamenii ăștia? Bă, băiatule, tu da, ne bă. Vorbești pe la spate, adică? Adică. Vine în coach. Nu, de fapt e cam într-o parte, nu pe la spate. Vine în coach să-ți fac cunoștință cu peștișorul de aur. Stai așa că mă să fac cunoștință cu vacul ăsta. Bă, nu mai omori vaci, leu. Bă, nu omori vaci, mă. Trebuie să ajung și eu acasă, mă. Bă, ajungi tu acasă. Îți dau de mâncare. What the fuck? Bă, uite ce peșteră aici, am nevoie. Marș. Dispari. Dacă te atingi de vaca aia... Ce bă, tu o violezi, ce pana mai faci? Basically. Nu face că te bat. Îi jur că stau una de te trântesc, te distrug. Da, mă, bine, hai, gata. N-am ținta fixată pe tine. Pleacă. Hai să te iau cu leșa la plimbare. Nu ești binevenit aici. Bine, hai că am plecat, stai așa. Și iau vaca cu mine. Nu ești binevenit, pleacă. Au. Bă, lasă, mai bine omori o vaca de mâna mea decât să o iei tu. Mersi. Ce oameni, mă. Oh, am lăsat aici un porc chop. Ui, ce rivin, ce rivin, ce pește era aici, mă, frate. Ia. Un schelet în ea. Super, acum pot să omor toate vacile. De asta nu se fac, bă, cicele, bă. Tu chiar faci asta? Ce? Uite așa. Copchile, mai am nevoie de două vaci să ne mulțesc. Îți las două. Așa și iar așa. Iar așa. Cicele lor ferme. Ce, mă? Nimic, hai. Eu îmi văd de treaba. Bă, deci ai o peșteră șmecheră aici să nebunezi dacă nu... Au, 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 au. Nimă, ia la ci, un nou de la mine, atât primești. Fută becu. Unde este somn? Păi, sper să te distrezi în noua ta zonă departe de casa mea. Hai că vine înapoi, bă.